Dar până să vedem ce vorbește Domnul bisericii sale, îngăduiți-mă să le spun ceva la copiii ăștia care au cântat frumos, să văd dacă mai înțeleg ei românește. Că unii știu cânta în altă limbă, dar nu neapărat știu limba aceea. Mai știți voi românește, copii? Da. Să vedem acum. Vreau să vă spun ceva despre smochine. Știți ce s-alea smochine? E cel mai dulce fruct din lume. Scrie în Biblie, în Cartea Judecători, vă citesc din capitolul 9, de la versetul 10. Copacii, pădurea, a zis smochinului, vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat. Acum o întrebare pentru voi. Voi semănați cu smochinele? Sunteți și voi dulci? La glas am văzut că sunteți dulci, dar nu știu dacă sunteți dulci de tot. Să nu fiți așa ca și câte un medicament din ăla, că e dulce numai pe din afară să-l poți înghiți, dar pe dinăuntru nu e așa dulce, e amar. Sau să întrebi pe părinți dacă sunteți voi dulci. Sau pe frații, pe surorile voastre, vă labești pentru cei de aici, așa, da? Și dacă ascultă cei mai mari, nu le face rău. Deci copiii, voi trebuie să aveți dulceața voastră, să vă asemănați cu smochinele. Și acum un al doilea lucru ce vă spun, scrie în întâia carte a lui Samuel că David, de asta ați auzit, da? Cu ostașii lui a flămânzit tare și prima dată n-a vrut să-i se dea mâncare, dar acolo o doamnă binevoitoare, o evreică, Abigail, le-a pregătit mâncare, între altele, scrie în 25:18, partea a doua, 200 de legături de smochine. Și după ce or fi mâncat ce era acolo, oile acelea pregătite și pâinea și grâu, au mâncat soldații lui David legăturile alea de smochine. Și astăzi am gustat și noi din legăturile voastre de smochine când ați cântat. Dar mai cântați voi și pe acasă? Așa că poate tata vine odată flămând și vrea să audă, să mănânce o legătură de smochine, așa. Să vă ia în brațe și să cântați, să spuneți câte un verset și ala o fi vreo legătură de smochine. Și ceva poezie. Lucruri dulci să se audă din gura voastră, amin? Dacă când strigați, o fi asta smochine? Ceva macru, nu? Sau mai amar? O minciună, o fi și asta dulce? Poate pare, dar zice că scrie în proverbe asta, că la început pare dulce, dar apoi parcă avea nisip în gură. Dar smochina e dulce până în capăt. Așa că numai cei dulce să vă iasă pe gură, da? Că vreți voi să introduceți în gură cei dulce, dar ziceți, Domnul, că ce iese din gură spurcă sau îndulcește. Și un al treilea aspect, dar nu uitați, și Domnul Iisus a fost odată flămând și a vrut să guste într-un smochin și nu era. Așa s-a dus odată două nepoțele la o bunică și bunica a zis, vreau să-mi spuneți un verset, vreau să cântați o cântare. Și au zis, nu știm. Și bunica n-a avut smochine să mănânce data aia. Și un ultim lucru ce vă spun despre smochine, vă citesc din cartea profetului Isaia, scrie în capitolul 38, cu un împărat s-a îmbolnăvit. Era să moară. S-a tot rugat. Așa avea dureri când se ruga ca un cocor, când se ruga așa ca o rândunică. Da, a zis Dumnezeu, scrie în 38:21, să se aducă o turtă de smochine, să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Știți că voi sunteți buni și de leac, de medicament. Când e mama necăjită și are ceva dureri, dacă vă duceți lângă ea și o îmbrățișați și mulțumiți că v-a făcut mâncare, v-a născut, v-a crescut, așa se vindecă buba mamei. Și o să uite de toată întristarea că a avut ceva probleme. Sau când vreun frățior a vostru, să vă dau eu un exemplu, ci cu o mamă și-a învățat copiii,
în fiecare zi să facă ceva bun. Și îi întreabă într-o zi când au venit de la școală, de la grădiniță, care unde era, ce ați făcut astăzi bun? Unul mai mare spune, eu am dat locul meu în autobuz la o doamnă, mai în vârstă, să stea acolo, foarte bine. Întreabă pe al doilea, tu ce bine ai făcut astăzi? Păi eu am văzut că un coleg a uitat în grabă să-și pună mâncare și i-am dat și eu jumătate de sandwich, l-am împărțit în două cu el, să mâncăm amândoi, suntem colegi de bancă. Foarte bine, spune mama. Întreabă pe al treilea, ăsta era la grădiniță. Măi, tu ce bine ai făcut astăzi? Stă, se gândește. De ce ai făcut astăzi? Poate nu știa ce e la bine. Zice, ăsta era în grupa mijlocie, zice, unul din grupa mică plângea. M-am dus lângă el, nici nu știu să-mi spună de ce plânge, dar am plus și eu lângă el. Și spune mama, tu-i prenuntâi pe ziua de azi. O pus o smochină pe bubă, știi? Ca să-i treacă supărarea. Așa că să fiți dulci și vedeți voi de mâncare sau de leac. Dumnezeu să vă ajute, amin? Amin.